Dorin Chirtoacă. Noi am construit. Domnule președinte Ghimpu, doamna Fusu, domnul Valeriu Munteanu, stimați colegi, suntem pentru a fi români și a fi europeni. Pentru asta existăm noi, pentru fața Pământului. Aici, în scoarul Europei, anul acesta avem un jubileu. Pentru că acum 10 ani, împreună cu excelența sa, ambasadorul Cezare de Montis, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, am inaugurat acest scoar și am arborat pentru prima dată în spațiul public drapelul Europei. Și iată că el este aici. Da, chinuit, nu prea a fost înlocuit ultima vreme, cam șifonat și nespălat, dar așa arată, după cum se vede prin prisma acestui drapel, prioritatea europeană a celor care se află astăzi în instituțiile statului. La fel cum și drapelele care sunt arborate pe Ștefan cel Mare au fost arborate începând cu anul 2007 la toate sărbătorile naționale. Au trecut 10 ani de atunci, ar fi trebuit să fim mai aproape de Europa. Aparent, da, avem libera circulație, avem acord de asociere. În realitate însă, această parte frumoasă a integrării europene este umbrită de fățărnicia și rușinea care se întâmplă în Piața Mare a Adunării Naționale. Pentru că pe aceeași scenă, schimbându-se doar decorul, se trece de la roșu sovietic la albastru european, aparent, dar în realitate tot cu conținut roșu din cauza dictaturii care s-a instaurat în Moldova de câțiva ani buni și care ruinează și integrarea europeană și democrația și toate celelalte. Cum procedăm mai departe? Europa ne ajută. Europa în toți acești ani, din 2007 încoace, a fost singura care ne-a ajutat cu finanțări, cu deschidere, cu ajutoare umanitare, cu de toate, cu proiecte de infrastructură, cu perspectivă pentru viitorul fiecare dintre noi și cei care nu reușesc să și-l facă acasă, merg, din păcate, peste hotare pentru a realiza acest lucru. Ne mai ajută cineva în afară de Europa și de Statele Unite? Nu ne mai ajută nimeni. Federația Rusă ne ia în continuare tot ce este al nostru. Iar unii de pe aici, rădători de neam și țară, speculează nostalgia după vremurile sovietice a celor care nu reușesc să se adapteze la realitățile secolului 21. Așa cum a speculat și Voronin, așa cum au speculat și agrarienii. Da, am observat că astăzi cade și drapelul Partidului Liberal și drapelul Europei, dar ori de câte ori va cădea, noi îl vom ridica. Îl vom ridica și îl vom duce mai departe, până când va flutura pe toate clădirile de stat din Moldova, până când Moldova va intra și ea în familia europeană, se va reuni cu țara mamă România și acolo, în cadrul Europei, ne vom recăpăta demnitatea de neam european. Pentru că noi întotdeauna am aparținut Europei. De când am apărut pe fața Pământului? De acum 2000 de ani. Apoi ne-au cotropit diferiți, tătarii, mongolii, Imperiul Otoman, Imperiul Țarist, cui nu i-a fost lene. Însă cu toate aceste cotropiri am rezistat până astăzi. Astăzi suntem cotropiți de proprii trădători de neam și țară, de regimul Plahotniuc-Dodon, de cei care în numele miliardului și al aeroportului și al rămânerii la putere pe viață sau și după moarte vor să facă amin cu Moldova în vecii vecilor. Iată bătaia de joc la care asistăm astăzi și în condițiile în care noi suntem nevoiți să sărbătorim într-un fel ziua Europei. Dar fără rezistență într-o societate, așa cum a fost rezistență în perioada sovietică,
Așa cum a fost rezistență în perioada țaristă, așa cum a fost rezistență în perioada comunistă a lui Voronin, așa cum este rezistență în ziua de astăzi. Fără această rezistență nu există ziua de mâine. Și noi avem datoria să rezistăm până când marea majoritate a societății va înțelege că singura salvare a Republicii Moldova este Europa și România. Este integrarea europeană și unirea cu România, revenirea la neamul românesc, reîntregirea neamului românesc și doar în cadrul Europei Unite, acolo să ne afirmăm ca neam și țară. Și acesta a fost scopul Partidului Liberal din capul locului și chiar al Mișcării de Renaștere Națională din 1989 și chiar a Frontului de Rezistență Națională, național-patriotic din anii 70. Această linie pe care mergem este de nezdruncinat. Orice ar face, fie noi în libertate, închiși, în viață sau după moarte, linia aceasta va rămâne și pe această linie vor veni și vor merge alții pe acest drum, pe această cale a adevărului, a dreptății. Pentru că asemenea chestiuni, când de ochii lumii împarți piața mare a adunării naționale pe 8 să-ți cânte roșu sovietic și pe 9 să-ți cânte albastru european, o asemenea fățărnicie nu face parte nici din spiritul european, nici din spiritul românesc. Și așa cum au împărțit ei piața pe 8 și 9, așa cum au folosit și folosesc aceeași scenă, schimbând doar decorul, exact așa au împărțit spectrul politic, spectrul electoral. Își împart rolurile, tu te ocupi de electoratul pro-rus, tu te ocupi de celălalt, se ocupă de electoratul pro-european, dar împreună nu vor decât să îngenuncheze, să aducă în robie cetățenii Republicii Moldova și să folosească această bucată de pământ pentru interesele proprii. Dovadă proprietățile care și le tot adjudică și în raza Chișinăului și la nivelul Republicii. Oriunde arătăm cu mâna, dăm peste privatizările lor ilegale. Cafeneaua Guguță, Hotelul Codru, Hotelul Național, restaurantul din Parcul la Izvor și tot așa mai departe. Toate făcute de Dodon cu Plahotniuc împreună, Greceană și ceilalți. Ei se tem de Europa, ei se tem de adevăr, ei se tem de România. Ei nici nu pot pronunța măcar cuvântul sărbătoresc, cum se cade. Ieri, Plahotniuc sorbătorea cu greu citind de pe ecran, văzând că deloc nu este pe plac nici sărbătoarea Europei și este complet demascat în aceste aranjamente mârșave și murdare cu Dodon. Dar sper să vadă cetățenii ce înseamnă această fățărnicie și rușine supremă care se întâmplă în zilele acestea în Republica Moldova și în Chișinău, să tragă concluzii atât pentru 20 mai la alegerile din Chișinău, cât și pentru alegerile parlamentare din toamnă. Să nu fie zadarnică nici jertfa generațiilor anterioare, nici a celor de la 7 aprilie și nici a sutelor de mii de concetățeni de-a noștri care muncesc aici și peste hotare. Dacă vrem să se mai sacrifice o generație, două, trei, răbdăm în continuare acest dezmăț. Dacă vrem o viață mai bună, atunci trebuie să înțelegem că împreună cu Europa, împreună cu România, dar fără dictatura lui Plahotniuc și Dodon, noi avem șansa să trăim demn în marea familie europeană. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc!